Deci suntem de la orășelul, din orășelul Cimișlia, un ansamblu folcloră de copii, care am pregătit un program de colinde, obiceiuri de iarnă și am organizat să venim aici la dumneavoastră de sărbătorile de iarnă. Mă numesc, sunt Leonid Ienescu, profesor de instrumente aerofone la Școala de Artă din orășelul Cimișlia. Mă numesc Pădurarul Pietru, conducătorul de colectivul de dansuri folclorice din orășul Cimișlia, Republica Moldova. Am fost de deseori deci la frații români în regiunea Bacău. Am participat la Peștișorul de Aur din orășelul Turcia. Am participat la festivalul folcloric în orășelul Târgoviște. De asemenea, am luat parte activă la festivalul Întâlniri Bucovinene din Câmpul Lung Moldovenesc. Așa, deci de fiecare dată, cum suntem solicitați, suntem invitați, cu cea mai mare plăcere venim împreună cu copiii, împreună cu colegii de vrasle, venim întotdeauna și ne încadrăm în toate sărbătorile ce se trec în țara românească, de peste tot. Asta. Mă numesc Mihai Zavisnei, tot profesor la Școala de Arte, acompaniez ansamblul de dansatori, stejerii de domnul Petru Păduraru, ansamblul de floriști al lui Leonid Ienescu, ansamblul Legenda, folcloric, și împreună promovăm copiii, le deschidem talentele, acolo ne arătăm pe loc, în Moldova, și suntem tare bucuroși că mai ieșim încoace în munță. La aer curat. La aer curat și de plăcere. Le arătăm frumosul, da. Frumosul copiilor, deci da. Frumusețea artei noastre românii.